Vevita, acum să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, începând cu versetul 25 și până la versetul 38. În ziua când Maria și Iosif l-au adus pe Iisus la templu, în ziua 8-a, spune Sfânta Scriptură de la versetul 25, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângherea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fată lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioirea ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Veniți să ocupați locurile. Frați și surori, cartea aceasta pe care vreau să cred că noi toți o avem acasă, Biblia, este plină de promisiuni pe care Dumnezeu le face din cerul său. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut unor oameni așa cum suntem noi. Bună oară, i-a făcut lui Avram promisiunea că va avea un copil, lui Zaharia, Mariei că o să nască pe Iisus. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut unor grupuri de oameni. Bună oară, a zis ucenicilor, apostolilor de după aceea: voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Să le-a spus ucenicilor: iată, sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacurilor. E o promisiune asta sau nu e, frații mei? S-a făcut promisiune Dumnezeu poporului său din vechime și i-a zis: vă scot de aici, din robie, și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Cum a făcut lui Avram, a făcut ucenicilor, a făcut evreilor, nouă ne-a făcut Dumnezeu vreo promisiune. Aveți vreo promisiune așa care să vă fie dragă? Frați și surori, a spus Domnul Iisus Hristos, și poate că m-a mai amintit în locul acesta de ceva vreme, că se duce și se întoarce. Și se întoarce ca să ne ia cu El. Vi-i dragă promisiunea asta? Sau zicea Apostolul Ioan în prima lui epistolă: făgăduința lui Dumnezeu, făgăduința Tatălui este aceasta: viață veșnică. Vi-i dragă promisiunea asta? Sau, dragii mei, spunea Domnul Iisus Hristos că voia Tatălui din ceruri este ca cine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și ascultați ce urmează: și eu îl voi învia în ziua de apoi. Vi-i dragă promisiunea asta? Dragii mei, când Dumnezeu din cer face promisiuni care poate trec dincolo de puterea noastră de pricepere, de pătrundere, oamenii s-au raportat foarte diferit. Au fost unii care pur și simplu n-au crezut. Asta nu se poate. Și a zis îngerul către Zaharia: fiindcă n-ai crezut cuvântul ăsta de la Dumnezeu, vei fi mut până când se va împlini promisiunea asta. Și a rămas mut Zaharia, că n-a crezut. Alții au ironizat promisiunea lui Dumnezeu. Când prin profetul Isaia Dumnezeu promite cetății
asediate că la poarta cetății mâine se va vinde de mâncare, călărețul pe bărțul căruia se rezima împăratul a zis: și dacă face Dumnezeu ferestre în cer? Cum se poate întâmpla un asemenea lucru? Dragii mei, am spus lucrurile acestea pentru că în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu pune în fața noastră un om care primește o promisiune de la Dumnezeu. Nu vei muri până când o să vezi mântuirea lui Israel. Sau pe cel care vine să aducă mântuirea lui Israel. Întrebarea mea este următoare, frații mei. Cum s-a raportat Simeon la promisiunea asta lui Dumnezeu? Cum? A luat-o în serios? Sau a pus-o la îndoială, sau n-a crezut-o, sau a ironizat-o? Omul ăsta, dragii mei, cum s-a raportat la promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu? Tu n-o să mori până când o să vezi pe cel care va fi mântuitorul lui Israel. Omul ăsta a luat în serios. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul ăsta și despre asta vreau să predic în această dimineață este următoarea: noi cum ne raportăm la promisiunile lui Dumnezeu? Sunt importante, nu sunt importante? Le luăm în serios, nu le luăm în serios? Ne gândim chiar așa o să fie? Va face Dumnezeu, adică pe ai noștri pe care am dus la cimitir sau pe noi, dacă alții ne vă duce la cimitir, chiar ne va lua Dumnezeu de acolo să ne învieze? Chiar va fi așa? Dragii mei, vreau să predic despre omul care ia în serios promisiunile lui Dumnezeu. Dacă am fost indiferenți până acum, le-am găsit scrise aici în Biblie, ni le-au citit frații, ne-au predicat despre ele, așa a trecut cu ziua promisiunea, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute să le luăm în serios. Cum este omul acesta care ia în serios promisiunile lui Dumnezeu? Omul acesta îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Adică dacă Dumnezeu a zis, Dumnezeu va și face. Știți de ce îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt? Pentru că omul acesta cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Bă, frații mei, surorile mele, dumneavoastră ce știți despre caracterul lui Dumnezeu? Câteva trăsături care îl caracterizează pe Dumnezeu. Știți că Dumnezeu este un Dumnezeu bun? Știți asta? Știți că e drept? Știți că e iubitor? Dumnezeu este dragoste, știți asta? Știți că Dumnezeu este punctual? Știți asta, frații mei? Îmi scriam zilele trecute cuiva un mesaj: punctualitatea face parte din caracterul unui om. Punctualitatea face parte din caracterul lui Dumnezeu sau nu, dragii mei? Când Dumnezeu a fixat o dată, un termen, o limită, se ține Dumnezeu de asta? Dumnezeu Vechiul Testament a zis lui Avram: la anul pe vremea asta o să mă întorc și Sara va ține în brațe un copil. A respectat Dumnezeu ce a zis, termenul ăsta. Dumnezeu e punctual. Dacă a zis Domnul Iisus Hristos: peste două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat în mâine celor fără de lege, peste două zile s-a întâmplat așa. Dumnezeu este punctual. Asta e caracterul lui. Dar, dragii mei, vreau să vă întreb, știți dumneavoastră că în caracterul lui Dumnezeu este și asta? Dumnezeu nu poate să mintă. Știți asta? În Tit, în capitolul 1, spune Sfânta Scriptură despre nădejdea învierii dată înainte de veșnicii de Dumnezeul care nu poate să mintă. Și când primești de la Dumnezeu o promisiune, oricât de mare ar fi, a dragul meu sau dragii mei, îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt dacă îl cunoști pe Dumnezeu și caracterul lui. Dumnezeu nu poate să mintă. În Corinteni spune Sfânta Scriptură că în El toate promisiunile, oricâte ar fi ele, oricât de multe ar fi ele, și aici sunt multe, știți cum sunt? Sunt da. Și aminul pe care noi îl spunem spre slava Lui. Toate promisiunile sunt da. Chiar dacă iau cartea asta și o răsfoiesc de la început până la sfârșit și încep să le scot de acolo toate promisiunile, ascultați-mă, oricât de mult nu s-ar sui la mintea noastră, în Dumnezeu sunt da. Ăsta e caracterul lui Dumnezeu. Dragii mei,
Omul ăsta îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, nu doar că îi cunoaște caracterul lui Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu din istorie. Ce a lucrat Dumnezeu în istorie. Și dacă vreți, uitați-vă în cartea asta, aici este istoria lucrărilor lui Dumnezeu. Sunt multe aici. Aveți predispoziția asta, frați și surori, într-o vreme complicată și într-o vreme aglomerată, să vă uitați în istoria asta, să vedeți lucrările lui Dumnezeu, să-L descoperiți pe Dumnezeu cum își împlinește profețiile, promisiunile în istorie. Și, dragii mei, asta ne ajută să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Dar nu doar că omul ăsta îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt pentru că îl cunoaște din caracter sau din istorie. Îl cunoaște din experiența personală. Vreau să mă întreb. Sunteți aici oameni care să ziceți Dumnezeu mi-a promis asta și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Sunteți aici oameni? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu cu promisiunile Lui, dragii mei, n-a rămas undeva în istorie, pierdut undeva în negura timpului. Dumnezeu este și astăzi Cel care face promisiune și se ține de promisiuni. Și sunteți aici oameni care puteți să ziceți, Dumnezeu mi-a promis și Dumnezeu a făcut. Știți, într-o zi, Iosif din Vechiul Testament, pe când era să moară, îi cheamă pe ai lui și zice așa, când Dumnezeu vă va cerceta, puteți zice mai departe ce le-a spus. Și vă va scoate de aici să luați și oasele mele, să le duceți cu voi acolo în țara aceea. Știți de ce, dragii mei, a putut Iosif să se lege de promisiunea asta și să aibă siguranța că Dumnezeu va împlini această promisiune? Știți de ce? Pentru că în viața lui Dumnezeu a împlinit promisiunii. Dumnezeul care te-a vorbit prin vis și a arătat ce se va întâmpla cu frații lui, că vor veni să se închine înaintea lui Dumnezeu, l-a luat de acolo și l-a pus să fie al doilea în Egipt. Ei, Dumnezeu ăsta care a împlinit această promisiune cu mine, va împlini și pe cealaltă. Pentru că este Dumnezeu credincios la ceea ce zice. Deci, dragii mei, omul care prețuiește, care ia în serios promisiunea lui Dumnezeu, este omul care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. În al doilea rând, omul acesta este într-o stare de așteptare. Spune aici Sfânta Scriptură că Simeon aștepta mântuirea lui Israel. Era într-o stare de așteptare. Exact într-o asemenea stare de așteptare, dragii mei, i-a pus Domnul Iisus Hristos pe ucenici când le-a spus, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Stați și așteptați în Ierusalim că voi nu după multe zile. Și oamenii aceștia au stat în așteptare legați de promisiunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Pentru că omul care o ia în serios promisiunea stă și așteaptă. Suntem noi într-o stare de așteptare? Frații mei, omul care este într-o stare de așteptare știe ce așteaptă. Știe ce așteaptă. Și acum dacă noi zicem suntem într-o stare de așteptare, am putea zice știm ce așteptăm. Chiar știți ce așteptați? Frații mei, era acolo undeva la Ierusalim ologul acela la scăldătoare. Vreau să vă întreb, omul ăla știa ce așteaptă acolo? Știa, frații mei? Știa că din când în când se coboară un înger care tulbură apa și aștepta să vină îngerul să tulbure apa. Cumva să ajungă și el acolo la apă. Știa ce așteaptă. Celălalt loc care stătea undeva la poarta frumoasă și treceau oamenii pe lângă el, știa ce așteaptă omul ăsta. Aștepta să vină oamenii să aibă milă de el. Dar noi știm ce așteptăm. Să știți, surori. Știm ce așteptăm. Zicea Petru în cea de-a doua epistolă a lui, zice așa, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou. V-ați săturat, dragii mei, de pământul ăsta cu toată complexitatea vieții care e aici? V-ați săturat? Nu prea. Încercăm să ne facem un trai mai bun și nu-i nimic rău în asta.
Încercăm, dragii mei, să adunăm câte ceva și nu-i nimic rău în asta. Dacă știm că suntem în așteptarea unui cer nou și a unui pământ nou, adică asta e prioritatea vieții noastre. Și tot Apostolul Pavel scria într-una dintre epistole, să așteptați din cer pe Fiul Său, pe Iisus, pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și care ne scapă de mânia viitoare. Ei, dragii mei, vreau să vă întreb, știți, suntem în așteptarea Fiului Său? Mi-a făcut această promisiune că se întoarce. Suntem în această așteptare. Omul care ia în serios promisiunea. Simeon a luat-o în serios și stătea și aștepta. Nu știa că vine la noapte, că vine mâine, că vine poimâine, că vine la bătrânețe, nu știa. Dar în fiecare zi era într-o stare de așteptare. Ei, dragii mei, noi nu știm când vine. Știm că l-așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Suntem concentrați într-acolo? Că dacă nu știm ce așteptăm și dacă nu suntem concentrați într-acolo, ascultați-mă, noi nu suntem oameni care să luăm în serios promisiunile lui Dumnezeu. Le avem în Biblie, poate le mai avem și prin minte, s-ar putea să nu le avem în inimă, dar dacii mei, mă rog lui Dumnezeu că acest început de an, ziua aceasta de început de an, să fie ziua în care Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios ce a zis Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ce a zis va face, mai devreme sau mai târziu. Ce a promis în cartea aceasta, dragii mei, Dumnezeu veghează să împlinească la vremea Lui. Eu trebuie să fiu într-o stare de așteptare, să știu ce aștept. Și să mă îndrept într-acolo cu preocupările și cu gândul meu și cu toată ființa mea. La treilea rând, omul care ia în serios promisiunea lui Dumnezeu este un om care trăiește într-un anumit mod viața lui. Este atent cu viața lui. Este atent cum își trăiește viața. Acum, nu știu dacă dumneavoastră ați citit mai recent textul acesta sau doar ați auzit acum după nu știu câte luni de zile. Știți cum trăia Simeon viața asta? Omul ăsta aștepta să se împlinească promisiunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Și omul ăsta care aștepta să se împlinească această promisiune nu-și permitea să trăiască oricum. Sunt oameni care nu iau în serios promisiunea și trăiesc cum vor ei. Trăiesc după firea pământească. Zicea Domnul Iisus Hristos într-o pildă despre un rob care a zis într-o zi, stăpânul meu zăbovește să vină. Și va începe să bată pe slugi, pe slujnice, să mănânce, să bea, să se îmbete. Și de ce? Pentru că omul ăsta a zis, stăpânul meu zăbovește să vină. A încetat să mai aștepte. Omul ăsta nu mai aștepta, dragii mei. Și a început să trăiască după cum îl împingea firea pământească. Sau zice Apostolul Petru în a doua epistolă, la capitolul 3, că vor veni la oameni care vor zice... Unde este făgăduința venirii Lui? De când au adormit părinții noștri, toate scade la începutul zidirii. Și zice Sfânta Scriptură acolo, zice Petru acolo, zice ăștia vor fi batjocoritori și vor trăi cum? După poftele lor. De ce? Pentru că nu iau în serios că vine Domnul. Dragii mei, dar oamenii care iau în serios sunt foarte atenți cum își trăiesc viața. Omul ăsta ducea o viață sfântă. Era cu frica lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, dragii mei, suntem creștini, zicem evanghelici. Făgăduințele astea, promisiunile astea lui Dumnezeu ne marchează stilul nostru de viață? Sau nu ne marchează? Ne luptăm pentru sfințirea personală, pentru această separare de rău în fiecare zi. Ne luptăm pentru asta. Suntem cu frica lui Dumnezeu în ființele noastre. Acea frică care ne ajută, dragii mei, să ne separăm de rău, să ne lipim tare de bine. Suntem cu asta în ființa noastră? Sau să vă întreb altfel, ce rol are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viețile noastre? Ce rol? Omul ăsta care era foarte atent cu viața lui, dragii mei, știa care e rolul Duhului Sfânt în viața lui.
Și dacă într-o zi s-a dus la templu și s-a întâlnit cu trimisul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos acolo, a fost pentru că l-a mânat Duhul lui Dumnezeu. Avea călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, dragii mei, în această dimineață, mai avem această călăuzire a Duhului în ființele noastre? Sau nu mai avem? Ne mai mână într-o parte alta. Știți, în Romani, în capitolul 8, spunea Apostolul Pavel despre cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Adică trebuie să fie acele impulsuri interioare, acele porniri interioare, acele presiuni interioare care să ne spună asta să o faci și asta să nu o faci. Acolo să te duci și acolo să nu te duci. Sunt acele impulsuri ale Duhului dinăuntru nostru, călăuzirea ale Duhului, dragii mei, și sub această formă. Sunt sau nu sunt? Dacă luăm în serios promisiunile Domnului, ascultați-mă bine, vom fi foarte atenți la stilul nostru de viață, cum trăim în această lume, că doar suntem în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu, dar pentru asta trebuie să-L avem în noi, Duhul lui Dumnezeu. În vasul inimii noastre să fi pus Dumnezeu, Duhul Său cel Sfânt. Și mă rog Domnul să facă lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Vreau să mai spun un singur lucru, dragii mei, foarte scurt și apoi să ne apropiem de masa Domnului. În al patrulea rând, omul care este sau care ia în serios promisiunile Domnului este omul care se pregătește de plecare. Adică este atent cum este gata să plece din această lume. Zice aici Simeon așa: acum slobozește pe robul tău. Am sărit peste ceva. Nu? Slobozește în pace pe robul tău. Adică, dragii mei, este omul care și când să plece din această lume, el pleacă în pace din această lume. Ați văzut oameni care n-au plecat în pace din această lume? Și a zis Dumnezeu în Vechiul Testament lui Avram: tu te vei duce în pace la părinții tăi, după o bătrânețe fericită. Acum, nu dacă mergi la bătrânețe fericită poți merge în pace, poți merge și mai tânăr, poți merge în pace, nu? Dar atunci când ești atent, când iei în serios promisiunile lui Dumnezeu, ești pregătit sufletește și să pleci din lumea aceasta așa, cu pace. Și de ce? Pentru că sunt aici promisiunile lui Dumnezeu care trec dincolo de moarte. Că dacă ar fi promisiuni, dragii mei, care să vizeze doar viața aceasta și apoi să ne ducem și pământul cu noi. Dar promisiunile de aici trec dincolo de moarte. Pentru că atunci când se va întoarce Domnul Iisus Hristos și când va răsuna trâmbița în universul acesta, de undeva din țărâna pământului sau de undeva, cine știe de unde aiurea, se va auzi acest strigăt și se vor scula de acolo. Pentru că această promisiune a lui Dumnezeu este valabilă și cât trăim și după ce plecăm din lume. Mintea noastră nu poate pricepe, dragii mei, cum Dumnezeu va aduna din țărână ceva. Nu poate pricepe. Dar dacă Dumnezeu din cer a împlinit-o pe asta și pe asta și pe asta și pe asta, o va împlini cu siguranță și pe asta, pentru că promisiunea asta trece dincolo. Ei, când mă prinde făgăduințele lui Dumnezeu, sunt gata să plec din lumea aceasta în pace. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, cineva spunea că aceste promisiuni ale lui Dumnezeu sunt ca un fel de stea călăuzitoare a vieții creștinului. Ele te orientează în viață. Și vine soarele, și vine norul, și vine vreme bună, și vine vreme rea. Și te uiți după steaua asta care te călăuzește înspre întâlnirea cu Hristos, adică promisiunea lui Dumnezeu. Într-o zi ne vom întâlni cu El. Aceasta este promisiunea, dragii mei, din Scriptură. Și într-o zi vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este, față în față. Vă rog, Domnule, să începem încă de acum, din prima zi, să ne îndrăgostim de promisiunile lui Dumnezeu. Dacă le-am neglijat, dacă le-am ignorat, dacă le-am ironizat, dacă le-am pus la îndoială, dragii mei, uitându-ne la Simeon, să învățăm că trebuie să fim oamenii care să le luăm în serios.
că Dumnezeu este serios cu promisiunile Lui. Și într-o zi, la vremea hotărâtă de El, le-am împlinit. Dumnezeu să te binecuvinteze pe toți. Amin.